Bună seara! Sunt Ana Dănescu și vă invit să rămâneți alături de mine la o nouă emisiune Povestea lor, lecția noastră. De aproape 4 decenii, este profesor de muzică. A dirijat peste 250 de spectacole de operă, operetă, concerte simfonice, vocal simfonice, opere în concert, a cappella, concerte de educație muzicală în țară, dar și în străinătate. A fost membru în juriile unor prestigioase concursuri. Este autor unor volume de specialitate. În ciuda tuturor oportunităților, George Florian Zamfir a rămas dascăl la Liceul de Arte Marin Sorescu din Craiova și nu regretă nicio secundă alegerea făcută. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o când nici nu împlinise 5 ani. Avea o memorie fantastică și șansa de a fi înzestrat cu o voce frumoasă. Atunci când începea să cânte, făcea oamenii să se oprească să-l asculte. A urmat Liceul de Muzică și Arte Plastice, secția Vioară din Craiova, apoi Conservatorul Ciprian Porumbescu din București, Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală. De aproape 36 de ani, faceți 37 de ani de când sunteți dascăl. De unde, domn profesor, de unde a venit această dorință de a fi dascăl de muzică? Deci cu muzica se pare că m-am înțeles încă de când eram mic. Cred că mai mic de 5 ani, pentru că pe acea vreme erau mai puține aparate de radio, televizoare, nici măcar gând de așa ceva. Și erau niște, spune mama, eu nu mi-aduc aminte de chestia asta, că erau niște difuzoare la care se cântau tot felul de muzici. Iar eu ascultam și foarte repede înțelegeam despre ce e vorba și cântam odată, se oprea lumea să mă asculte. Figura asta a făcut-o și fiimea vreo 50 de ani mai târziu. Tot așa învăța, practic se uita la televizorul ăsta, era atomic, un post cu muzică, atunci la început, imediat după Revoluție. Dom'le, și avea 6 ani, avea o memorie de asta și am învățat postul, eu așa am spus, am învățat postul pe din afară. Cânta absolut toate cântecele, de se oprea lumea, eram la un concediu și se oprea toată lumea și să vadă cum cântă. Mă gândesc că probabil așa ceva trebuie să fi făcut și eu. Când au văzut mai mei lucrul ăsta, au zis că este o meserie mai ușoară. Erau muncitori, 4 clase, alte vremuri. Tata era vopsitor, mama lucra crumvoare la cooperativă. Și au închipuit ei că trebuie să fie mai ușor să faci muzică și să cânți, să distrezi lumea, cum spunea tata, să distrezi poporul. Și așa am ajuns la școala de muzică, pe vremea aceea așa se numea, era acum unde este părculețul din fața prefecturii, era o clădire foarte înaltă, veche acolo, era și un cinematograf dedesubt, iar liceul, școala de fapt, încă nu era liceu în vremea aia, era deasupra acestui cinematograf, cinematograful Tineretului. Unde este Mercurul acum, era o farmacie, deci erau construcții vechi, care... Mă rog, au trebuit, erau cu igrease, nu puteau să reziste. Și acolo mă ducea de 2 ori pe săptămână pentru teoria muzicii, pentru că pe vremea aia făceai întâi preșcolare, așa se numea, și vreau să mă dea cu un an mai mic și n-au reușit și atunci am făcut 2 ani de preșcolară. Deci întâi am învățat notele muzicale și de-abia după aceea să, la școală să scriu, pentru că e normal lucrul ăsta. Acum nu, am început parcă să se facă grădinița asta muzicală, unde cât de cât învață copiii notele. Este logic, pentru că în clasa întâi încep studiul pianului și aviorii și trebuie să știi note. Cum te-a pus să studiezi instrument fără să știi notele muzicale? Deci era logic să faci întâi teorie. Normal. Deci am făcut întâi, așa era pe vremea aceea, nu era și cultura generală din clasa întâi, până în clasa a patra am făcut la școala de cartier în Catargiu, la școala generală 18 și tot așa mergeam de 2 ori pe săptămână pentru teorie și tot așa pentru vioară, pentru că am început și studiul viorii, vioara am învățat. Nu știu, așa au vrut ai mei. Și mai este o chestie, e foarte grea vioara asta la început, pentru că trebuie să ai auz foarte bun. Vedeți, nu e ca la pian, apeși pe clapă și sună la vioară, trebuie să pui degetele într-o anumită ordine și studiam și mă lua cu bățul de la fotbal. Și... Asta vreau să vă întreb, ca și copil în acele vremuri, cât de greu a fost dumneavoastră să vă dedicați acestei pasiuni? Păi, greutatea e tot aia, pentru că tot studiul trebuie și tot timpul ăla este. Deci, numai că acum tentațiile sunt încă mai multe. Atunci era mai puțin, te jucai cu copii, aveai fotbal... Deci era altceva. Copilăria mea, să știți că a fost foarte frumoasă, de tip creangă, adică am copilărit în Catargiu, vă dați seama, de la 7 ani până tot liceul,
Deci făceam de bunit de asta toate câmpurile alea, le știu pe acolo, Șerca Jiu, Lunca Jiului și așa mai departe. Contactul cu țiganii, pentru că era inevitabil, nu este chiar așa de speriat cum crede lumea, deci vă dați seama că am trăit în zona Mofleni, zona, sigur că da. Mai erau și conflicte, că eram copii, dar nu chiar atât de grave cum se, cred că se umflă acum, după părerea mea, se exagerează, mult, mult se exagerează realitatea. Deci, sigur că nu am mers, am făcut, v-am zis, școala generală în Catargiu, după aceea la școala 18 și din clasa 5-a cu totul ne-am mutat la, acolo, la sediu care v-am spus, în centru. Acolo am rezistat până, adică a rezistat clădirea până în clasa 7, până în clasa 6 inclusiv, din clasa 7, deci 1968, ne-am mutat în sediul acesta nou, care este construit pe locul unui vechi depozit de materiale de construcție și de lemne. Deci aici s-a construit prima dată doar clădirea pe care o vedeți acolo, în formă de U, fără sală de sport, fără teren, fără nimic. Aici unde este sala de blocul acesta nou cu săl de studiu și pentru secția muzică și pentru secția plastică, două ateliere și restul pentru muzică, și sala de festivități era un teren de sport. Deci aici noi făceam sportul. După aceea s-au construit celelalte, deci sala de festivități, cu mult mai târziu, nu mai mi-aduc aminte să mă întrebați când, dar știu că a fost așa frumos, am făcut un spectacol foarte frumos și cu orchestra și cu, pe vremea aceea erau doar 5 licee de muzică în țară și vă dați seama ce concentrare de talent era aici. Deci aveam, era Cântarea României, erau puțin mai strict organizate concursurile și de toate tipurile și concursurile pe meserie erau mult mai sever și mult, a zice, din multe puncte de vedere mai bine organizate decât sunt acum. Deci am făcut un spectacol foarte frumos atunci, s-a făcut după aceea între laturile școlii, s-a făcut sala de sport și acolo câteva săli de studiu deasupra. Deci s-a mărit de la an la an și s-a făcut mai, cum să spun, mai util pentru studiul copiilor. Și, sigur că da. Deci după ce am terminat liceul, clasa 12, deci în 73 am terminat, am făcut armata, am prins prima serie de tere, deci am făcut cele 8 luni de zile. A fost bine că după aceea s-au făcut 9 luni, am fost fericit. La început ni s-a părut așa, nu știu, armata pentru mine a fost cel mai rău lucru posibil, să-ți organizeze absolut fiecare secundă, deci n-aveai libertate deloc. Deci totul foarte strict, foarte bine, nu zic că n-a folosit, pentru că a făcut oarecare ordine și o disciplină așa personală. Nu neapărat de aia, dar aveți dreptate, dar îți face o oarecare disciplină, autodisciplină și un autocontrol, deci o planificare mai riguroasă. Mă rog, cine are această înclinație, că sunt mulți care degeaba au trecut pe acolo, că nu, deci au suportat chiar mai greu decât mine. Oricum, timpul ăsta a măsurat în permanență și, nu știu, nu mi-a plăcut niciodată. Nu, asta nu înseamnă că nu-mi place să fiu, să trag foarte tare și mă autodetermin să fac ceva, pentru că altfel nu se poate prin muncă. Deci categoric, asta am învățat-o de la tata, și tenacitatea și, nu știu, pofta de lucru, adică îmi place ceea ce fac, categoric îmi place, și să fiu și profesor de muzică, să și dirijez, chiar îmi place, știți că am fost o perioadă și director la teatru de opere, deci am dirijat opera, am dirijat orice, deci nu știu dacă este vreun tip de formație pe care să nu-l fi instruit și dirijat. Deci am la București, la Universitatea de Muzică, pe vremea aia, zicea conservatorul Ciprian Porumbescu. Deci l-am absolvit în 78, după care un an de zile am fost la țară, la Dioști, și acolo era Cântarea României și am făcut și acolo o formație, nu mai țin minte, de muzică ușoară, ceva. Am făcut cât de cât... Eu am avut specialitate muzică vocală și instrumentală vioară, deci amândouă cu aceeași, am putut să fiu profesor de orice, cum să spun, și după aceea gradele pe care mi le-am dat pe teoria muzicii, armonie, contrapunct, deci pot să fiu profesor de, am și predat de fapt toate disciplinele, 10 ani de zile vreau să știți că am fost profesor la facultate la București, deci la conservator, între timp devenit Universitatea Națională de Muzică București, unde am predat armonia și am preluat, practic, asta mi-a plăcut foarte mult, cursurile profesorului meu de armonie, domnul Octavian Arțiu.
domnul Adrian Rațiu. De ce n-ați rămas la București? De ce totuși ați venit acasă? M-am gândit că trebuie făcut și aici un conservator. Nu știu dacă știți că tot eu m-am ocupat și am făcut și conservatorul aici. Deci s-a făcut, cred că în urmă cu vreo 10 ani, dacă nu mă înșel. Nu mai țin minte exact în ce an. Deci acum funcționează în continuare ca un departament de muzică pe lângă, în cadrul Universității de Muzică, Universității Craiova, Facultatea de Litere. Deci cu ajutorul domnului Panea am făcut atunci și era domnul nu Stănișor, care este acum, cum se numește, domnul rector. Nu, mai înainte de Vladimirescu. Îmi scapă și mie acum, nu, dar am colaborat cu dumnealui și a fost de acord. Am avut sprijinul și conservă și pe vremea aceea eram director la Teatrul Liric Elena Teodorini, cum îi zicea, Opera Română Craiova actual. Cât timp ați fost la Opera Română? Și cum a fost activitatea de acolo față de activitatea de la clas? Păi, Sembina era foarte interesant pentru că, eu așa zic, noi profesorii avem două, adevărații profesori de muzică au două direcții. Adică, domnule, în primul rând trebuie să vadă copilul, deci producția artistică, noi suntem și artiști și atunci, asigur, cum te produci pe scenă. Mi-a plăcut foarte mult să dirijez, să instruiesc formații și așa, de întotdeauna. Deci, la opera am fost până în din 2001 până în 2012, deci 11 ani și vreo câteva luni, așa ceva. Deci am făcut turnee, am făcut premii, deci nu mai știu foarte multe, au venit soliști din afară, de primă linie și din Europa, din Bulgaria, din Elveția, din Germania. În această perioadă ați rămas și profesor aici sau nu? În permanență am avut ore și aici, dar nu cu... De arte din Craiova a fost primul la care ați ajuns sau ați... Nu, prima dată am fost la Dioș, deci am fost un an de zile, făceam naveta cu muncitorii la 5 dimineața, veneam seara. Și v-am zis, și acolo am făcut o formație și cor, și cu corul la Casa de Cultură chiar am făcut cu acolo. Nu se mai făcuse muzică de 10 ani, nu mai fusese un profesor de muzică. Mai eram și cu pionierii, mergeam pe toată comuna, și la Radomiru, și la Ciocănești, mă știa toată lumea acolo și chiar am participat la Cântarea României. După un an de zile am reușit să venim în Craiova, toți am fost mai mulți atunci, a fost o promoție mai numeroasă, vreo 5 sau 6 colegi, toți am reușit după un an. Și după aceea și aici am avut de fiecare dată participări, chiar la ultima ediție din 89, a fost ultima ediție, a fost vara atunci, înainte de Revoluție, am avut 12 formații, deci muzică de cameră, orchestră, fanfară, deci aveam fanfară, mergeam în marș cu copii și pe un parc, am poze, am ziar date, am avut spectacol aici la Teatru de Vară, îi zicea 23 august pe vremea aceea. Deci am avut 12 formații, din care 6 premii întâi pe țară. Deci vă dați seama, orchestră de profesori, orchestră mare de elevi, orchestră mică de elevi, cor mare, cor mic, grup coral folcloric cu învățătoarele. Am participat în corul învățământului cu domnul Racu, deci am și instruit, dar și am și cântat în cor. Deci... Vorbiți cu mare drag despre această activitate și despre acești ani. Vreau să vă întreb dacă ați reușit să împliniți statului dorința, să bucurați oamenii, spuneți. Păi, știți ce se întâmplă? Deci eu vă spun și dumneavoastră, urmăriți ce vă spun eu acum. Mi-a plăcut foarte mult revenirea asta. Deci odată ce am încheiat activitatea asta la teatru, am revenit în învățământ, cu mare bucurie vă spun, pentru că, cum să spun, sufletul copilului este așa de curat și așa de frumos lucrez. Nu vă pot spune. Cel mai interesant lucru, ei nu mai cântaseră, nu știu de ce, nu s-a mai nimerit să fie cineva care să-i adune, cum eu și am experiență, deci nimic de zis, că am dirijat orice, v-am spus orice și am fost pus în situație și de stres și rapid să rezolv niște chestii și... Atunci, sigur că mi-a plăcut sinceritatea cu care lucrez cu ei. Dom'le, ăștia sunt, dar ei nu sunt, cum să spun, cei bătrâni mai chiulesc, li se pare că e prea lungă repetiția, vor pauză mai repede. Dom'le, cu ăștia lucrez pe față, deci nu te păcăl, nu umblă pe în spate, nu, deci sunt sincer și dom'le, dau cât pot. Interesul este, deci, tehnica noastră este să-i atrag și să-i determin. Nu știu prin ce metodă, deci prin darul pe care l-am eu sau eu știu ce am de ei atrag și le place, pentru că până am obținut primul rezultat. Deci prima dată am cântat cu ei, am făcut niște colinde, cred că 3 ani în urmă, și am cântat mi se pare, era o ședință la nivel de inspectorat, undeva la liceu Elena Cuza. Și acolo, știți că este o scenă mică, sus acolo în sala aia unde se ținea concertul, la sfârșit, a zis, fiind urma
sărbătorile de iarnă și am cântat și noi vreo 5-6 colinde, nu știu cât. Deci vă rog să mă credeți, reacția Sălii a fost, au cântat așa de frumos și reacția Sălii a fost așa de... Mi se ridică pielea pe mine așa când vă povestesc, încât nu se mai opreau din aplauze. Iar ei aveau niște fețe, deci fețele lor, să le vedeți atunci, este ceva de nu vă vine să credeți. Deci nu trebuie să te uiți la nimic decât la fețele lor când sunt aplaudați. Deci nu vă trebuie nimic. Vă liniștiți pentru tot timpul, nu știu cum să vă zic. Aia este mulțumirea mea supremă. Mă uit la ei și atât. Cât de greu este, domn profesor, să formezi un cor? Dumneavoastră aveți un cor și un cor însemnat. Aveți aproape 40 de copii în corul actual, dacă nu mă înșel. Cât de greu este să selectați, 50 chiar, cât de greu vă este să selectați copiii, să-i faceți să înțeleagă că aceasta este o treabă foarte serioasă și că vocile lor sunt foarte importante și că trebuie să-și mențină și să facă ceva din asta. Vă este greu să-i aduceți oarecum cu picioarele pe pământ? Mulți din dascăl spun că le e foarte greu în momentul de față. Sigur că da, problema este simplă. S-a dispersat talentul, deci v-am zis, sub Ceaușescu, în ultima perioadă redusese foarte mult liceele, nu erau decât 5 în țară. Deci vă dați seama ce concentrare de talent era și ce concurență și ce muncă era ca să poți să intri să faci liceu. La facultate nu mai spun că era nebunia de pe lume. Țin minte că eram încă student când într-un an, nu știu, eram în anul 3 sau 4, era un singur loc la pedagogie. Deci, dintr-o dată, noi când am dat, erau vreo 50 și ceva. Dintr-o dată s-a redus atât de mult încât cu armata, că se pleca în armata, nu știu ce, și cu venitul celor din armată, un singur loc. Deci, vă dați seama ce concurență era. Era și o glumă. Dom'le, în vremea de astăzi, nici cu 10 nu se știe dacă mai intri la conservator. Deci, așa erau mediile de mari. Copiii se pregăteau, dădeau un an, doi, trei, erau talente de nu se poate și se supărau și după un an de pregătire intrau printre primii la medicină. Am exemple de genul ăsta, adică dom'le, medicina ajunsese să se intre mai ușor ai noștri, deci vă dați seama ce muncă trebuia să fie aici ca să poți să răzbești. Deci, având talentele astea, vă dați seama că și eu la liceu aveam nivel de orchestră de nivel, am luat locul întâi concurând cu Clujul și cu Bucureștiul. Deci aveam cu cine? Era de nivelul orchestra, copiii erau atât de bine pregătiți, nu chiar ca filarmonica, dar nici foarte mult mai jos, pentru că ei urmau, când terminau liceul, puteau să cânte liniștiți în filarmonică. Deci făceam program de filarmonică cu ei. Deci era altceva. Sigur că erau selectați, supraselectați, deci aveam cor de perform, deci nu se compara cu ce este acum. Acum nu mai este aceeași concurență, deci s-a dispersat. Sunt licee în cel puțin fiecare județ, măcar unul, dacă nu chiar mai multe licee. Deci gândiți-vă, toate, la noi nu exista pe zonă. Deci era Timișoara, Craiova, Cluj, Iași, București, mi se pare Constanța sau Târgu Mureș. Deci gândiți-vă, 4, 5, 6, câte erau, câte am zis, da? Deci gândiți-vă că noi ce zonă aveam. Deci la noi veneau din toată țara, Brașov, Botoșani, eu știu, Cluj, de multe ori București veneau. Veneau foarte mulți, deci era concurență de nu se poate, vă dați seama. Iar acum fiecare județ are măcar un liceu. Deci nu mai este aceeași concurența, nu mai este, a slăbit, sigur că vârfurile există și vor exista totdeauna, că sunt aceste concursuri unde noi încă suntem tari, dar atunci eram și mai tari, eram Dumnezei atunci. Deci se speriau toți de noi. De asta vă spun, deci nivelul a scăzut. Cu toate acestea, bunăvoință există. Sigur că nu mai poți să faci aceeași cantitate, dar calitatea se poate obține. Deci prin muncă, prin tenacitate, copiilor le place și atunci îi atragi. Prin exemplu, deci eu nu mă dau înapoi să cânt în continuu și le spun de fiecare dată, le arăt cum se cântă la cor vorbind. Acum m-a ajutat și faptul că am studiat un instrument, vioara, și în primul rând te bazez pe corz la orchestră și mă descurc foarte bine și de asta am viteză mare de lucru și știu cum să-i adun. Deci știu ce... Păi îi motivez pentru că văd rezultatul. Deci asta a fost chestia, până am avut un rezultat. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV.
la 2400 de reclamații primite din luna iulie până acum pe telefonul cetățeanului vis-a-vis de câini. Băieții deștepți în energie sunt de mai multe feluri, așa se zice, între care cei mai deștepți sunt cei care au investit în energia verde și mai ales în eoliană. Înainte era poluare industrială, acum nu mai avem poluare industrială și în schimb avem poluare auto. Actual, pe unde l-ați dus? Pe unde au avut posibilitatea ei să... N-am avut așa foarte multe posibilități, decât am participat la... Dar vreau să vă zic că vă las, mi-a lăsat un gust amar, pentru că se fac tot felul. Deci nu aș vrea să discut de lucrul ăsta. Am fost la Târgoviște, am fost la Severin și, nu știu, în alte părți prin Craiova. N-am avut deplasări cu ei. Dar de fiecare dată unde am cântat, deci s-au comportat foarte bine. Iar acum la Târgoviște, unde nu ne-am calificat mai departe, pentru că așa a fost să fie. Nu mai vreau să comentez, să intru în amănunte, dar oricum a fost o calificare penibilă a celor care s-au dus mai departe. Nu vreau să comentez, pentru că, din păcate, lucrurile astea... Domnule, eu zic că mai sunt și relații și așa mai departe, dar parcă prea de tot, adică nu... Bătaia asta de joc care există uneori față de copii, copiii văd, simt, nu se poate să îi păcălești, deci pe copii nu îi păcălești. Deci lucrul ăsta, că îți bați joc de copii în halul ăsta, nu poate fi trecut. Deci credeți-mă, când erau concursurile sub Ceaușescu, nu se fura în valul ăsta. Deci nu se făceau aceste... Domnul profesor, aveți copii pe care i-ați pregătit, într-adevăr, gustul amar, dar pe de altă parte aveți și satisfacții, copii sigur, care v-au rămas. Mergem mai departe, deci de fiecare dată i-am pregătit moral, le-am spus, deci copiii au fost pregătiți, știau că este posibil să se întâmple ce se întâmplă, deci problema noastră este scena. Deci noi avem o problemă cu scena și noi pentru scena asta ne pregătim. Nu știu dacă ați văzut în ultimile, ați văzut cum ne pregătim, ați văzut spectacol și eu cred că ceea ce am prezentat acolo este deasupra altor lucruri mărunte pe care nu trebuie să le băgăm în seamă. Și cu psihologia asta mergem mai departe și le-am explicat copiilor să-și vadă de treabă, pentru că ei au învățat foarte mult, au evoluat. Deci nu știu cum aș putea să vă explic de la ce nivel am pornit și ce nivel de piesă. Deci piesa asta, care dacă ați urmărit concertul pe care l-am avut, piesa aceasta, Ana lui Manole, scrisă de Buciu, de maestru Buciu. Da, Buciu, unul din cei mai, a fost 8 ani rector la București, deci unul din cei mai recunoscuți compozitori, membru al Uniunii Compozitorilor, în Asociația Națională Corală și așa mai departe. Deci, ați văzut ce piesă este, cu regie, deci o piesă care se o pregătește oricum. Credeți-mă, nimeni n-a prezentat ceva de nivelul ăsta și dificultatea, în primul rând, ce dificultate intonațională și interpretativă este. Lăsând la o parte ce ați văzut, regie și mișcări, care, credeți-mă, și combinația cu instrumente, deci este vorba de dificultatea și ritmică și interpretativă și intonațională. Deci intonațional nu este greu, este crud. Și să-i... Foști elevi de-ai dumneavoastră, aveți copii cărora, nu știu, aveau o voce extraordinară sau erau extrem de talentați și au urmat în meseria asta? Sunt foarte mulți care au trecut în mâna mea și în orice, de oricând. În toată lumea, sunt în toată lumea. Sunt, deci, bineînțeles că nu numai datorită mie, vă dați seama că eu educ o anumită parte. O anumită parte. Deci ce contacte au ei cu mine? În cor, de exemplu, deci practic. Ca să vă spun, am început să vă spun ceva și am sărit. Deci sunt două aspecte. Deci eu le predau la clasă, le explic teoretic, deci asta îi învăț, nu? Dar este și aspectul celălalt practic, că muzica de fapt se face practic, adică pe scenă. Acolo este finalitatea, nu? Și atunci este foarte bine ca elevul să te vadă în cele două ipostaze, adică cum îi bagi în cap ca profesor, care sunt toate, numai teorie, deci sunt educația muzicală în general, că îi face educația muzicală și teorie și armonie și asta și cum să cânte și tot pe de altă parte și cum să se prezinte pe scenă. Deci îl educi și îl vede cum ești pus în situația de a fi tu cel care produce arta. Și imediat după Revoluție, ții minte că a fost în Franța și a fost, era Mirabella, din Mirabella, ai plecat în Germania, ai Bliviu Pronar, bine, nu i-am făcut eu, dar au trecut pe mâna mea la teorie, la cor, la orchestră, deci cu Mirabella am cântat, mi-aduc aminte, cu orchestra combinată, era cu orchestra combinată, când aveam destui oameni, dintre profesori, deci și profesori, pentru că aveam orchestră și la profesori și la elevi.
Și am făcut combinată între orchestra profesorilor și a elevilor, tot așa un combinat între cor, tot cu profesor și cu elevi, am făcut o formație de vreo 60-70 de cor și vreo 40 în orchestră, deci ca să sune, și am cântat Fantezia pentru cor, pian și orchestră de Beethoven. Deci vă dați seama, vocal simfonic, e foarte interesant. Până ne-am combinat cu minerii, domnul Dan Ionescu a avut cor la mineri. Ce să vă spun, nici nu mai știu câți au fost. Liviu Prunaru, care acum îl vedeți, până în clasa 8 a fost elev aici, și sigur că mi-a trecut pe mână și la teorie și la orchestră. Liviu Prunaru este unul din numele, cred că... Mie îmi pare rău că nu se, cum să spun, nu se face atâta publicitate față de talentul imens al unor craioveni. Deci au un talent covârșitor și auzi că se dau tot felul de... cetățean de onoare și mai știu ce, la unii care nu știu, mai puțin. De exemplu, de Liviu Prunaru nu se știe, nu știe chiar așa multă lume cât ar trebui față de ce talent e. Deci, în primul rând, că el a fost educat de Ehudi Menuhin. Deci, cel mai, el a preluat, practic, predă cursuri într-o universitate unde Ehudi Menuhin a fost. El este la concert maestru la una din cele mai mari orchestre din Danemarca, din Olanda. Deci, gândiți-vă și avem plăcerea, sau ne-a făcut, cum să spun așa, el este și solist, instrumentist al filarmonicii noastre. Deci, lăsând la o parte toate astea, e vorba de cum cântă. Exact. Toți acești oameni trebuie promovați. Deci cântă, e un talent, a cântat alături de cele mai mari talente din România. Și nu știu, acum poate, sigur că suntem subiectivi, mie mi se pare că e cel mai bun din toți. Dar chiar este bun, chiar, și mi se pare că este puțin, și nu știu, sunt Ileana Horculescu de la pian, fata asta care a venit acum, Simona, cum o cheamă? Doamne Dumnezeule, sunt atâția care vin acum din urmă. E fetița asta din clasa 7, cum o cheamă, Ioana Dedelcu, e Pretuleac Ștefan din clasa 7. Sunt niște copii, niște talente, e un copil în clasa 11 la clarinet. Sunt atâția care urmează și care nici nu... O șansă în România. Da, sigur că da. Cu muzica să aibă, să fie văzută la valoarea ei. Uite, chiar copiii unor cadre didactice de la noi, este vorba de Cipi Oraveț, care cântă la vioară, și băiatul lui Ghiță Pop Bogdan. Cântă, deci sunt în orchestra asta națională, condusă de domnul Mandal. Deci am avut plăcerea să vedem în Craiova Muzicală, asta toamnă, această orchestră condusă de Mandal și doi craioveni acolo. Deci m-am simțit pe vârful Everest că sunt român. Adică așa orchestră să ai în România de nivelul ăla, Dumnezeule mare, numai că mi-aduc aminte. Deci parcă am fost în altă lume cât a fost concertul ăla. Să vezi aproape 100 de oameni pe scenă cântând toți la fel și cu suflet și să-l vezi pe maestru Mandal dirijând toate chestia asta. Când am făcut corul Carmina, nu știu dacă știți că... Carmina Nova, deci este o fundație făcută de mine încă din 96 și cu corul acestei fundații am participat la foarte multe. Corul este alcătuit, deci în timpul liber fac chestia asta și acum mai există. Mai mergem prin Italia, dar nu prea... Păi face socoteala. Cam 20 de ani, cam de seamă cu fimea. Imediat după Revoluție, 95, cred că e mai mare cu un an. Nu, fix, cu un an. Și da, dar mereu se schimbă. Deci a fost din studenți, elevi, profesori, membrii de la filarmonică. Deci, voastră sunteți fondatorul? Da. Cât sunt? Chiar președintele. Cât sunteți? Deci suntem de, în funcție de tot felul de împrejurări. 30, 40, deci depinde cum... Mai mergem prin Italia, mai mergem prin altfel la concursuri, da, nu, adică știți ce se întâmplă. Nu, îmi place să fac așa publicitate. A fost tare atunci, imediat după Revoluție, pentru că am luat și concursuri internaționale, am fost la Chișinău și am luat un premiu 2, numai Moscova ne-am trecut acolo, pe urmă am fost la Cluj, am luat premiu 3, pe urmă am participat la vreo 5 ediții la concursul național de creație corală, unde mi se dădeau unele din cele mai grele piese, pentru că... Am avut foarte multe spectacole la televiziune, imprimări, aici la filarmonică, și de asta vă spuneam, primul concert care a fost la filarmonică, și aveam, cum să spun, specificul formației, era abordarea muzicii moderne și cu deosebire a muzicii românești moderne. Că de asta mi-a și plăcut piesa asta care am făcut-o cu copii, asta Ana Lumanole de maestru Dan Buciu.
Și atunci, în 95, țin minte, sau în 95, da, cred că a fost primul concert, a fost prima parte cu muzică, să zicem, normală, deci un fel de istoria muzicii, cum se procedează, deci madrigale, muzică românească, muzică romantică, deci de toate genurile, după care în partea a doua au fost numai piese moderne și eu aveam chiar o reținere, ziceam, cum o să fie primită această muzică modernă. Deci muzica modernă totdeauna are... Trebuie să știi să înțelegi ce vrea compozitorul și să scoți de fiecare dată din ea. Deci mie mi-a plăcut teribil muzica modernă și am chiar aș putea să spun că am un defect în ghilimele în abordarea acestui repertoriu. Și chiar îmi place să mă consider specialist pentru că am abordat nu numai muzică românească, ci chiar și italiană și germană și mai multe. Acum, ultima dată la Filarmonică, când a venit domnul Bălănescu, Alexander Bălănescu, probabil ați văzut, a avut un vocal simfonic foarte dificil și bineînțeles că eu am pregătit corul și i-a plăcut foarte mult maestrului. Spuneam că în 95 a fost primul concert cu Carmina Nova și cu muzică modernă. Mă așteptam să nu prea fie, sala Filarmonică era plină, absolut plină. Foarte interesant a fost că am avut posibilitatea să invit și pe compozitorii tineri în sală și astfel publicul a putut să-i cunoască. Și nu mi-a plictisit chiar deloc. Chiar mi s-a părut că le pare rău că se termină cu... A fost un concert lung, aproape 3 ore să cânți cu corul. Da, dar lumea n-a plecat, nu, din potrivă, nu mai vrea să plece. Deci a fost chiar interesant și de atunci am căpătat încredere. Și am abordat acest, de fiecare dată, muzica modernă, nu numai aici, v-am spus și în străinătate. Deci am abordat și am cântat de fiecare dată cu mult succes muzica asta modernă, care, culmea, prinde foarte mult la tineri. Deci mă așteptam să am oarecare reticență din partea copiilor abordând. Nu, din potrivă, chiar și ai amici. Anul trecut am participat și am luat locul 3 pe țară cu corul mic, adică corul 5-8, și am abordat tot așa o piesă modernă românească, dificilă, foarte dificilă, le-a plăcut la copii de nu se poate. Deci, credeți-mă, repertoriul ăsta modern chiar prinde la tineret. Profesor, ce părere aveți despre muzica actuală? Considerați că, nu știu, se pierde din valoarea ei? De care este? Totdeauna s-a scris muzică bună în orice vreme. Sigur că acum sunt ceva căutori, dar nu neapărat căutori. Deci muzica modernă este interesantă. Sigur că da, trebuie să înțelegi despre ce este vorba, deci e puțin mai greu de înțeles și de tradus, pentru că, de fapt, interpretarea asta înseamnă traducere. Adică să traduci, să treci prin filtrul tău ce a vrut să spună compozitorul. Sigur că acum, fiind contemporan, mai vorbești și cu el și vrei ce vrea. De multe ori, nu o singură dată mi s-a întâmplat ca eu să am unele idei care au prins foarte bine și cu care compozitorul, care nu mai este așa de rigid, cum să spunem, cum au fost, bine, acum nici nu știm, cum ar fi fost compozitorii de acum 200-300 de ani, nu? Dar acum, fiind contemporan, ai posibilitatea să vorbești cu el și să pricepi chiar foarte bine ce vrea. Și de foarte multe ori, interpretând sau făcând traducerea asta sau interpretarea asta, sigur că întâlnesc unele situații care mi se par că ar fi mai nimerite altfel. Și de foarte multe ori, compozitorul este de acord cu... a fost de acord. Ba chiar lasă și libertate în interpretare. Sigur că da, pe aceeași idee. Și la muzica care se face din calculator și mulți artiști, așa zis artiști, ies în față și câștigă un bambam la urmă. Dar în același timp sunt și exemple pentru tinerii din ziua de astăzi. Este și asta, deci nu poți să negi. Adică fiind și calculatoarele astea, sigur că se face și cu... Dar nu întotdeauna, cum să spun, nu întotdeauna. De regulă, chestia asta cu calculatorul este experiment. Totuși există și compozitori care l-au utilizat și au folosit aceste sunete mai deosebite, mai neobișnuite, să spunem așa, chiar inteligent. Chiar mi s-a întâmplat să fiu într-un juriu, într-un concurs din Italia, la Avellino, nopțile muzicale din Avellino sau așa, cele nopte... note sentimentale, nu știu, aveau un titlu și erau, sigur că au participat compozitori din mai multe țări. Și foloseau, deci în străinătate se folosește foarte, foarte, foarte mult calculator, foarte multe efecte, tot felul de combinații, tot felul de, deci cum se spun, procesări de genul ăsta și se folosește foarte mult. Se poate trăi din muzică? Sigur că da. Singura chestie care trebuie să vă spun este că nu se poate trăi, cum să spun, ca, dacă ai face altceva. Dacă ai face altceva, să știu, afaceri minuni de genul ăsta, sau, știu, comerț, sau dacă ai fi în... sigur că se câștigă mult mai mult din lucrurile astea.
Dar se poate câștiga, se poate trăi bine, mersi și de muzică. Deci mai există turnee, mai există orchestră, mai există, poți să fii profesor într-un loc sau în două locuri, deci sigur că un singur salariu la nimeni nu ajunge și de regulă mai avem. De multe ori mai e câte o colaborare pe la filarmonică, mai dirijez câte un concert, mai cântăm în cor. Sunt părinți care spun că nu-și lasă copiii să meargă spre latura asta, indiferent că e vorba de artă plastică, muzică sau altceva, tocmai pentru a urma o meserie, o meserie care zic ei să fie de bază pentru ei? Da, da, sigur că sunt unii care au reticență, dar ce să... Vă întreb pentru că am întâlnit și la colegiile mari craiovene copii foarte talentați, pe care părinții nu îi lasă să vină către partea asta muzicală sau artistică, neapărat plastică. V-am zis, aici noi câștigăm mai mult cu sufletul, deci din ceea ce v-am povestit eu până acum, toți colegii mei, deci nu știu dacă ați auzit, nu au, nu știu ce averi, chiar și Liviu Prodanu, chiar și aceștia care sunt foarte mari, sigur că se descurcă puțin mai bine, dar nu cum se descurcă, de exemplu, alții din afaceri, deci care sunt pe televizor și care poate să mai mediatizească, asta te deranjează. Dom'le, un tip care, deci să nu mă pune să dau exemple, că deja bănesc că aveți în cap anumite exemple și dumneavoastră, deci e cu mult mai mediatizat decât un Liviu Prodanu, că mereu mă tot lovesc de el, pe care este aproape necunoscut. Păi nu mi se pare normal ce muncă a făcut ăla, cât a depus și ce a făcut și altul pentru că nu știu ce a furat sau nu știu ce, sau închis, cum se poartă acum, bă, ce chestie că închide pe ăștia. Bă, deci mi se pare o deșanțare. Păi și lăsăm chestia culturală, ați văzut în buletinele de știri sau toate știrile, cât de puțin, un fir de păr sau două minute, cât e partea culturală dintr-un telejurnal sau ce vedem la Observator sau mai știu eu ce minuni, cum se numesc. Deci cât ocupă partea culturală? Sigur că ocupă ceva, dar atât de puțin. Mie mi se pare că parcă în jurnalele din Anglia, BBC și celelalte, parcă ocupă puțin mai mult cultura. Deci mi se pare lăsată deoparte groaznic. Vreau să vă spun că, deci, noi profesorii câștigăm ca și alți profesori. Deci ce ai putea să câștigi mai mult? Mai ai mai multe posibilități. Dacă ai și glas, dacă te descurci, deci cu cât știi mai multe, cu atât te și cheamă. Poți să mai predai și la conservator, nu? Poți să cânți în cor, poți să dirijezi tu dacă ești bine pus la punct, nu? Alții, de nivel Prodanu, sigur că ajung soliști și sigur că câștigă mai bine, deci nu se poate compara, sau soliștii de operă, sigur că câștigă ceva, dar nu grozav, deci să nu credeți că sunt niște bani extraordinari. Deci cât poate să câștige? Deci 200-300 de euro pe un spectacol. Chestia asta este dacă are în fiecare săptămână spectacol, e ceva, dar spectacolul ăsta e de regulă la o lună, la două luni, deci depinde cum e nevoie la opera respectivă. Sigur că dacă ai un turneu, mai câștigi ceva în plus, dar nu este grozav. Mergând mai departe, să luăm de nivel de primul rang, Pavarotti, deci cei cunoscuți foarte bine. Sigur că ăștia câștigă cu mult mai mult. Sunt de primă linie, deci de primă linie și soliștii de operă și așa mai departe. Da, dar gândiți-vă ce câștigă ei în raport cu Madonna. Madonna, de exemplu. Deci hai să gândim. Și hai să raportăm ce educație trebuie unui solist de operă și ce educație trebuie celuilalt. Sigur că este altă stradă, dar diferența este imensă între ce câștigă celălalt și ce câștigă. Deci sunt diverse variante. Sau să spunem ce câștigă, cum le zic eu, manelarii sau așa mai departe. Ce părere aveți? Exact. Nu vreți. Deci dacă vorbesc, mă dau în judecată. Nu mă puneți să vorbesc. Deci mă abțin, deci dacă mă abțin, cred că vă dați seama ce părere am. Deci nu există. Deci nu, țineți nu teorie copiilor, elevilor dumneavoastră despre această muzică care aduce spre, eu știu, altceva decât muzică? Deci este, știți ce se întâmplă? Este o educație sub muzicală, pentru că știți ce se întâmplă? În general, și copilul în general este înclinat și toată lumea spre ceva mai ușor. Cum v-am zis, de ce m-au dat ai mei la muzică? Păi să câștige și el un ban mai ușor, nu? Decât la muncă, la cum era tata vopsitor și așa mai departe. Sigur că era greu, rugină, m-a pus și pe mine să muncesc ca să văd ce e aia. Păi da. Deci categoric înclinația în general e spre mai ușor. Sigur că asta este o chestie care este foarte simplă. Și texte care, nu mă întrebați de ele ce texte sunt acolo, și bineînțeles că muzica se reduce la 2-3 acorduri. Deci vă dați seama, este foarte ușor de înțeles. Și atunci, sigur că toată lumea înclină spre așa ceva. Iar ca să înțelegi o muzică
elaborată, sigur că îți trebuie o educație mai multă, sigur că da, mai dificilă, mai complicată, mai complexă, să spun așa. Și atunci educația este și de mică. Pe noi ne ducea, mai țin minte, chestie care acum nu prea mai este. Dar nu că nu prea mai este. Nu este. Deci, în vremea lui Ceaușescu, sâmbăta, când era, noi aveam 6 zile, știți că se lucra 6 zile. Sâmbăta era repetiția generală la filarmonică, sâmbătă seara era concertul. Ei bine, sâmbătă la repetiția generală ne ducea, aveam obligația să plătim abonament care costa foarte puțin și să vedem concertul care era seara. Explicat puțin, pe înțelesul nostru. Deci eu din clasa 1, nu, din clasa 5, pentru că din clasa 1 nu eram, mergeam de la după școală sâmbăta, se termina mai devreme cursurile, și mergeam tot liceul în sala filarmoniei și să vedem repetiția generală. Deci educația asta care se face, domnule, se face deci de la început, în loc să aud populară și nu știu ce și nu știu ce manele, aud muzică, sigur că nu înțeleg la început, dar tot și recomandat copiilor încă de mici, din că nu s-au explici câte puțin, nu o să înțeleagă din prima, dar educându-l în acest sens o să priceapă. De exemplu, fiimea cât era mică, dădea că îi plăcea foarte mult Falstaff. Deci eu aveam casetă în mașină și baia, aia îi plăcea ei. O punea totdeauna. Puțină puțin despre copiii dumneavoastră. Au urmat în muzică? Toți au urmat muzica, deci băiatul cel mare a făcut, mai întâi am încercat cu vioara, nu am reușit, și a făcut clarinet până la urmă și studiind la Cluj. Deci a terminat, actualmente este angajat la Opera Română Craiova, în orchestră și, bineînțeles, că are și ore, cum spuneam, că nu are ore și aici, la liceu și la facultatea din cadrul universității, din facultatea de litere, deci la departamentul de muzică. Deci asta face el. Celălalt mijlociu, cum ar fi, este actualmente în corul filarmonicii, are și ore aici și din când în când mai cântă, este și solist, deci se descurcă și la filarmonică, mai cântat și în străinătate, a mai cântat de multe ori și la operă, mai de multă vreme, mai de curând nu, și la Vâlcea, și la Pitești a mai cântat și în alte orașe din țară. Deci, ca solist și așa. Și fetița acum este studentă la Cluj, tot la Cluj. De fapt, și băiatul mijlociu, Cantu, a studiat-o la Cluj cu domnul Roș și cu domnul Mircea Sâmpetrean și fata este studentă tot la Cluj, face și canto și dirijat. Deci face două facultăți odată, să le combinăm pe amândouă. Acum nu știu dacă neapărat va dirija, dar cel puțin am optat pentru chestia cu dirijatul, pentru că să fie bine pregătită teoretic. Deci teoretic se studiază foarte bine. Eu în Cluj am încredere foarte mare și trebuie să fie pregătită foarte bine muzical. Deci pentru a pricepe, pentru a preda, pentru a... Sigur că trebuie canto, canto îi place ei și asta nu îi face rău în niciun caz, dar aspectul teoretic nu trebuie neglijat. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Ați fost tentat să faceți, să aveți propriile dumneavoastră piese? Ați fost tentat? M-am gândit. Când eram student, am încercat ceva, nu știu, m-am gândit că trebuie să am timp pentru așa ceva și cred că
aș putea să fac așa ceva, pentru că nu neapărat că am studiat compoziția, dar am studiat, am interpretat foarte multe piese de colegii mei contemporani. Și atunci, sigur că da, știu maniera în care se compune, știu cum ar trebui compus și bănuiesc că aș putea să fac ceva, dar, cum să spun, timpul este foarte așa limitat. Vă dați seama cât am fost director la teatru, cât aici, deci se ocupă foarte mult timp cu, trebuie să faci partituri, să îi duci, să te duci cu ei, să repetiți concerte, deci este timpul așa de scurt. De ce nu acceptați la un elev de-al dumneavoastră? Nu știu, nu-mi place să mintă, nu, minciuna mă deranjează, deci chiulul minciuna, adică să spună că vine la mine, că s-a întâmplat să fie, deci stai să fie în altă parte. Au fost situații când elevii dumneavoastră v-au zis, domn profesor, îmi place muzica, îmi place un anumit instrument, însă nu-mi permit să, părinții nu-și permit să-mi cumpere acel instrument, nu-mi permit să fac muzică. Să vedeți acea dezamăgire la un copil, la un tânăr? Nu știu, nu mi s-a întâmplat să... Este costisitor să urmezi o pasiune pe un anumit instrument, de exemplu? Sigur că da, este, depinde acum ce vrei să studiezi, dar acum până ieși, până studiezi, se pot lua de la școală, deci până una alta există aceste instrumente. Sigur că alții își doresc să studieze chitară, bas, alte instrumente de astea, dar are școala așa ceva, nu, chitară, bas mi se pare că n-are, dar are... clapă, cum spun ei, de ăsta, un sintetizator de ăsta care cântă și pian și nu știu ce. Deci avem și de foarte multe ori un pianist cântă și pe așa ceva. Sau avem baterie, de exemplu, care este specifică rock-ului și nu muzicii sinfonice. Deci noi combinăm puțin, în afară de muzica clasică, pentru că sunt unii, în ghilimele, nu vreau să spun care, bă, se face numai rock sinfonic. Păi nu e rock sinfonic, numai rock sinfonic. Facem și de ăsta, pentru că, vedeți, este o modalitate de a-i face pe copii să cânte și a aduna. Și, cum să spun, aparent este o muncă, nu este simplu. Deci să faci niște copii care n-au cântat niciodată și să faci 100 de vreo 60 în cor și 40 din orchestră, să ridici bagheta și să răspundă toți. Nu este o chestie chiar așa de simplă. Dar, cum să spun, plăcerea, efectul, de fiecare dată am mers, văzând ce rezultat obțin, sigur că s-au mobilizat și facem lucrul ăsta. Da, dar asta nu înseamnă că facem numai lucrul ăsta. Deci eu am avut repertoriu, că am Haydn la Sinfonia Copililor, care o fac cu orchestra mică, am Vivaldi, am cântat nu știu câte piese, Vivaldi, Corelli, deci am studiat compozitori români, am făcut Doru Popovici, deci niște piese care le abordam și eu când eram elev. Singurul instrument pe care l-am, deci tata fiind muncitor a zis, domnule, ca să aibă copilul sau indiferent cine să poată facă meserie, îi trebuie sculă. Și atunci el a considerat în clasa 5-a când am trecut că pentru ca să fac vioară am nevoie de o vioară bună. Și țin minte și acum că a dat 5.000 de lei, ceea ce atunci erau vreo 3 salarii, deci erau niște bani când eram eu clasa 5-a, gândiți-vă, dacă am 61, fără 50, 11 ani, acum 50 de ani. Deci, acum 50 de ani, cred că 5.000 de lei erau niște bani și mi-a luat vioară, o vioară copie Steiner, dar o vioară foarte bună. Deci, totdeauna, am sigur că da, deci totdeauna, deci chiar dacă era muncitor, chiar dacă avea pe la 4 clase, asta înseamnă că nu pricepea o chestie foarte simplă. Acea, acel efort financiar pentru... Mă rog, pentru el a fost un efort, sigur, nu foarte mare, pentru că se descurca, deci totdeauna a muncit și chestia asta cu munca am preluat-o și eu și... Cred că și copiii mei, dacă v-am spus că sunt angajați în mai multe lucruri, mai multe ca și mine, deci înseamnă că este, se transmite de la cel bătrân, de la tata și la ceilalți. Adică, dom'le, dacă vrei să ai ceva, te miști. Fără prea multe vorbe. Faci și sigur că se va vedea efectul. Desfășurați dumneavoastră o oră de curs, de vă iubesc atât de mult copiii. V-am văzut. Dar... Nu, dar spus că mai și țibla, dar nu se poate altfel, pentru că n-ai cum, adică sunt mulți și sigur că ca să-i ții în mână 100%, deci e greu când lucrez cu toți, nu totdeauna 100%, le-am explicat sigur că a fost mai greu la început, dar când au văzut că ce este treaba și de fiecare dată asta este, dom'le, urmărim efectul, deci el trebuie să fie conștient de ce face. Dacă vreți, v-aș putea da exemplu, nu știu dacă am geanta la mine, dacă vreți, deci la fiecare clasă ei au caiete speciale de teoria muzicii, unde nu la nu știu cât timp dau teste, ei dau teste săptămânal. Deci în fiecare săptămână
ei dau scris. Este important ca permanent să este fie la... situația ca examen. Deci ca și cum dă examen în fiecare zi. Numai că este mai greu ca examen. Și am spus, băi, când o să scăpați de mine și o să dați în examen, zice, ce bine că sunt în examen și am scăpat de Zamfir, să nu mai dea dictat așa de grele. Deci eu le dau cu mult mai greu și săptămânal, deci săptămânal test. Nu că se dă pe țară, că de, nu. El este pus în situație de examen săptămânal. Nu mă simt dezamăgit că am fost director, că am dirijat, deci nu vă mai spun, în Germania, în Austria, în Italia, deci am dirijat opere, operete, tot felul de... Deci în orașe tari, în săl de 700-800 de 1000 de oameni, deci nu este simplu ce am făcut și opere grele, adică Falstaff de Verdi, nu știu dacă vă spune, Trubadurul, Traviata, Aida, deci opere foarte dificile. Asta așa, ca să vă spun doar câteva, pentru că am dirijat cu mult mai multe. Nu aș spune că am simțit o satisfacție cu mult mai mare atunci decât satisfacția pe care o am cu copiii pe scenă. Deci este tot o realizare artistică, tot o reușită și indiferent ce s-ar întâmpla, nimeni nu mi-o ia. Pentru că bucuria aia pe care o am imediat când am un succes de genul ăsta, nu mi-o ia nimeni. Deci ora aia, zilele alea, sunt niște ore pe care nu are cine să mi le ia. Indiferent ce se întâmplă. Am ridicat, consider, instituția pe care am condus-o. Deci s-au făcut niște turneu și au venit niște soliști de niște și regizori de primă linie din Europa. Deci e un butterfly acolo montat de un mare nivel care a fost apreciat în Vevey. Nu știu dacă cunoașteți Vevey, este un oraș destul de important pe marul lacului Lemaire în Elveția, unde statuia lui Eminescu este la 100 de metri de cea a lui Chaplin. Deci sunt foarte apropiate și e o mare comunitate de români acolo. Și acolo am și dirijat, a fost, deci sunt orașe unde este cunoscută, poate Craiova, în Italia se zicea Cracovia. Am făcut cumva să știe ce e aia Craiova și ce e aia Cracovia. Deci sunt lucruri, adică suntem cunoscuți cel puțin în Italia, de vă dați seama, de fiecare an cel puțin odată am mers în Italia, în Germania, în Elveția, în toate astea. Deci opera din Craiova a circulat și a fost cunoscută în foarte, foarte, foarte mult în Europa datorită turneelor pe care le-am făcut. Deci nu simt nici măcar o... Deci am dirijat la... Schweinfurt în Germania, sală de 74 seri la rând, Trubadurul, distribuții de să nu vă povestesc. Și am avut o rusaică odată într-o aidă de am rămas, deci să nu vă povestesc. Deci am trecut pe niște realizări și niște, greu se pot defini. Dar, credeți-mă, nu simt nici măcar un milimetru de regret că am făcut pe copiii ăștia să cânte așa cum cântă și au satisfac. Deci fața aia pe care o au, vă rog frumos, uitați-vă când sunt aplaudați. Nu vă mai trebuie nimic altceva. Cam atât pentru ediția din această seară. Vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră cu altă poveste ce poate fi o lecție de viață. Vă mulțumesc, la revedere!